Bună ziua! În acest video vom vorbi despre un exemplu de construcție a unui garaj separat de casă. De ce separat și nu încorporat sau alipit de casă? Aflați în video trecut, unde am explicat de asemenea și ce reguli există la construcția unui garaj. Iată structura garajului din exemplul acestui video. Suprafața construită este 4 metri pe 6,75 metri, deci 27 de metri pătrați pentru o mașină. Înălțimea de la placa de beton până la grinzi este de 2,20 m. Dacă mai adăugăm și grinzile și acoperișul, se trece cred că de 3 metri, însă aceasta nu este important pentru exemplul nostru. Fiecare își face deja ce acoperiș dorește. Fundația este un fel de fundație continuă, lentă-nșnii fundament, cum se mai spune la noi, cu o placă radier monolit cu grosime de 25 cm. Avem 6 stâlpi câte 25 de cm grosime, uniți sus cu grinzi, centuri de oțel beton. Pentru zidărie, dumneavoastră puteți folosi orice material doriți, în cazul nostru am folosit BCA. Însă dacă folosiți și dumneavoastră BCA, vă recomand în lateral, unde vor fi porțile, să puneți cărămidă, pentru o fixare mai bună a acestor. Garajul în final va fi hidro și termoizolat. Detalii deja în continuare. Acum haideți să procedem pașii pe rând pentru construcția unui garaj. 1. Lucrările teoretice. Prin lucrări teoretice, înțeleg lucrările de pregătire, cum ar fi obținerea autorizației de construcție și alte acte permisive, dacă este cazul, obținerea proiectului, găsirea muncitorilor, mai trebuie să faceți planul pe etape, pe zile, pe lucrări, să monitorizați vremea, să cumpărați materialele și tot așa. 2. Săparea groapei de fundare. Pentru început, săpăm o groapă de doar 30 de cm adâncime. O curățim bine de burieni, de rădăcini, de tot stratul vegetal. Suprafața construită a garajului va fi de 4 metri pe 6,75 metri. Însă noi, în părți, va trebui să mai săpăm încă câte 75 de cm. Pentru viitorul nostru trotuar, dar și pentru lucrările noastre ulterioare de hidro și termoizolare. Deci, în total, vom obține o suprafață săpată de 5,50 m pe 8,25 m. În imaginea dată, vă arăt exemplu doar pentru partea unde este 5,50 m. Însă eu cred că dumneavoastră aveți destul imaginație încât să extrapolați exemplul și pentru latura cealaltă. 3. Compactarea, nivelarea, trasarea și săparea tranșeelor. Suprafața noastră trebuie compactată bine, de exemplu cu placa vibrantă. Dacă trebuie, puteți umezi ceva pământul, dacă nu, nu. După, trasăm locul viitoarelor noastre tranșei pentru grinzile de fundare. Acestea vor avea grosimea tălpii de 40 cm. Noi însă va trebui să săpăm o lățime de circa 43 cm. 40 de cm va fi grinda și 3 cm va fi polistirenul extrudat. La acest moment, avem nivelul la minus 30 cm. Mai departe, săpăm doar tranșeele trasate și însemnate, de exemplu cu var sau cu oață. Tranșee care vor avea lățime de 43 cm. Iar adâncimea deja va fi de încă 50 cm. Adică toată suprafața va rămâne la minus 30, însă fundul tranșeelor va fi deja la minus 80. Cu toate acestea, grinzile de fundare vor începe la minus 60. 4. Lucrările de pământ în tranșee. Vedeți zonele respective cu roșu? Ele sunt deja compactate din noi mai devreme, pentru ca să nu avem ulterior probleme cu compactarea acestora, cu surparea malurilor și așa mai departe, putând în pace să ne facem ce avem de făcut în tranșee. După cum am zis, fundația va începe la minus 60, deci avem 20 cm de la minus 80 până la minus 60,
care va fi format din 17 cm strade petriș cu nisip compactat și 3 cm în final polistiren extrudat cu rezistență mare la compresiune. Așadar, începem prin a compacta foarte bine fundul tranșeilor. Puneți un rând de petriș, compactați-l și dacă intră ușor, repetați pasul. După aceasta așternezi geotextil, însă așa, ca în imagine, ca să astupe ambele maluri. Paralel cu aceste lucrări, amestecați nisip deja umed cu petriș, să zicem cu fracția 20-60, de exemplu într-o betonieră. Proporțiile sunt de 1 la 1. Amestecul dat îl punem deja în tranșee câte 5 cm. Compactăm, adăugăm iar încă 5 cm și iar compactăm și tot așa până ajungem la un strat final compactat de 17 cm. Astfel noi vom ajunge de la minus 80 la minus 63. După deja puneți polistirenul extrudat de 3 cm și înveliți-l cu geotextilul care deja stătea pe maluri. Astfel dumneavoastră veți ajunge undeva la minus 60 de cm. 5. Pregătirile pentru turnarea fundației, cofrarea, etc. Peste sandwichul nostru din tranșee, puneți o folie de polietilenă mai groasă sau tăiați vreo membrană cu crampoane sau folosiți alt tip de hidroizolație potrivită. Dacă doriți, o puteți așeza peste malurile acestea. Mai departe, realizăm cofrajul din lemn. Cum grinda va fi și în pământ o parte, malurile de pământ ne vor servi ca cofraj inferior. Cred că nu ați uitat că lățimea trebuie să fie de 43 de cm. 40 cm va fi grinda de oțel beton și 3 cm polistiren. Deci acolo înăuntru, pe laturile exterioare, acum trebuie să punem polistirenul de 3 cm. Fixați-l de folie sau de membrana respectivă cu ce aveți. Însă trebuie să-l fixați în așa fel încât la etapa de armare și turnare a betonului, acest polistiren să nu se miște. Plăcile la noi de polistiren sunt cel mai des de 120x60 cm. Deci acei 120 cm așezați de-a lungul, iar 60 cm în înălțime. Eu sper că nu ați uitat că în imagine eu arăt planul tranșei numai dintr-o parte. În realitate, grinda este dreptunghiulară, având plus o grindă în mijloc, cum vedem și în planul respectiv 3D. 6. Armarea și betonarea grinzii de fundare și a stâlpilor. Grinda de fundare este compusă din 10 bare de fi 12 mm, PC52, 3 sus, 3 jos și 4 la mijloc. Armăturile acestea de mijloc sus, adică de al doilea rând de sus, trebuie poziționate în așa fel încât de acestea să se lege armăturile plăcii de beton ulterioare. Etrierii care le unesc sunt de fi 8, OB37 la pas de 15 cm. Armăturile din mijloc sunt unite cu agrafie, însă dacă doriți, puteți folosi armătura de fi 8. Întreaga dimensiune la noi este de 80x40 cm, doar că la final, ultimii circa 25 cm va reprezenta inclusiv și placa viitoare monolit, fapt pentru care se va arma întreaga grindă, însă beton se va turna circa 50-55 cm, lăsând undeva 25-30 cm pentru viitoarea placă monolit. Stâlpii la noi vor fi de 25x25 cm grosime. Vor fi formați din 4 armături, la fel, de fi 12, PC52 și uniți cu etrier de fi 8, OB37, la fel, la un pas de 15 cm. La baza sau la talpa stâlpilor trebuie să îndoieți armăturile în părți. Aceste 4 armături trebuie conectate și de armăturile grinzilor de fundare. Înălțimea totală de la baza talpei până sus va fi de 3 metri. Eu sper că am calculat corect. După ce armați și pregătiți totul, turnați betonul, recomandabil C22,5, adică B300, sau C1620, adică B250. Cum noi da, este vorba de o fundație pentru un garaj, nu pentru o simplă magazie. Nu uitați că după turnare să vibrați bine și să luați și alte măsuri necesare pentru protejarea betonului, măcar câteva zile până veți continua cu alte lucrări. 7.
continuarea cu lucrările de pământ în interior. După ce vom decofra, vom avea o structură de beton până la undeva minus 5 cm. Între grinzile la interior avem de creat un strat de 25 cm grosime, de la minus 30 până la minus 5, format din 22 de cm nisip cu petriș compactat și în final încă 3 cm de polistiren. Dacă doriți mai compactați odată, însă ulterior începeți prin a pune câte un rând de petriș, compactați-l, dacă intră ușor repetați pasul, apoi puneți geotextil și deja apoi 5-7 cm petriș amestecat cu nisip umed, compactați și tot așa până ajungem la 22 de cm un astfel de strat, adică până la minus 8. Ulterior puneți cei 3 cm de polistiren și înveliți cu geotextil. Polistirenul aici va avea mai multe funcții, de termoizolație și poate și hidroizolație dacă este cazul, și ca rost elastic între sol și placă de beton, absorbând careva forțe, etc. După aceasta acoperim cu vreo folie de polietilenă dură sau membrană cu crampoane. Dacă doriți, puteți folosi chiar și alt tip de hidroizolație. 8. Cofrarea, armarea și betonarea plăcii monolit. Realizăm, deci, cofrarea corespunzătoare. Placa de beton armat va avea o grosime de 25 cm. Armătura folosită este la fel de Fi 12 mm PC52, realizată în două rânduri, adică armătură și superioară și inferioară, cu toate că armătura inferioară poate să aibă și Fi 8 sau Fi 10. Pasul sau ochiurile folosite sunt de 15 cm. De asemenea, nu uitați de folosirea călărețelor. Și atenție mare că acoperirea cu beton sus și jos trebuie să fie de doar 2-3 cm, adică 2-3 cm sus și 2-3 cm jos. Apropo, betonul folosit poate fi același de B250 sau B300. În final, nu uitați de vibrare, compactare și de asemenea va trebui să îndreptați și să neteziți placa de beton pentru a fi cât mai dreaptă posibil. Deja după turnare, luați și alte măsuri necesare pentru protejarea acestui beton. Mai multe videouri deja puteți găsi pe acest canal. După toate acestea, vom obține o placă de beton cu nivelul de la minus 5 până la plus 20 cm deasupra solului. 9. Zidăria și stâlpii din beton. După câteva zile de așteptare, continuăm mai departe. Stâlpii la noi vor fi de 25 cm. Deci, ca să nu ne complicăm, facem și zidăria cu aceeași grosime, 25 cm. În cazul nostru am folosit PCA, însă dumneavoastră faceți din ce material doriți. Pentru comoditate, realizați armătura stâlpilor, hidroizolați unde va fi zidăria, apoi înălțați zidăria respectivă. Aceasta va fi de 2,20 m înălțime de la placa de beton, adică va ajunge la un nivel de 2,40 m din punctul 0. Și după aceasta deja cofrați și betonați stâlpii. Și apropo, nu uitați că primele 2-3 rânduri de jos a zidăriei trebuie să fie armate. Și deja ulterior această armătură se folosește odată la 2-3 rânduri, deja în dependență de zidărie. 10. Centurile de beton. După iar câteva zile de așteptare, cofrăm, armăm și betonăm grinzele sau centurile de beton. Acestea pot avea dimensiunile de 25 x 20 cm sau 25 x 25. E treaba dumneavoastră. Însă la fel recomand să folosiți 4 bare de Fi 12 mm PC52 unite cu treier de OB37 la un pas de 20 de cm. De asemenea, nu uitați de măsurile de protecție a betonului. 11. Acoperișul. După toate acestea, realizăm acoperișul. Deja este la discreția dumneavoastră ce fel de acoperiș veți face. 12. Realizăm termoizolația. Fundația noi deja o avem termoizolată. Acum trebuie să termoizolăm minisoclul, zidăria și numai decât și acoperișul. Pentru BCA și pentru garaj, dacă tot am început cu 3 cm de polistiren, putem continua mai departe cu 3 cm de polistiren. Însă deja cu expandat, nu cu extrudat ca la fundație.
În desen eu arăt termoizolația în părți doar. Voi deja termoizolați tot, adică totul să fie ermetic, etanș și bine făcut. Acoperișul deja termoizolați-l în dependență de ce fel de acoperiș aveți și ce materiale doriți să folosiți. 13. Cum a venit timpul să facem trotuarul? Dacă nu ați uitat, la exterior, așa și am lăsat acea suprafață de plus 75 cm în părți. Cum 3 cm deja sunt ocupați de polistirenul nostru, am rămas cu 72 cm. Noi avem o groapă de minus 30 cm. Trotuarul trebuie să-l facem un pic mai sus, deci de la plus 3 la margine până la undeva la plus 5 la contactul cu socrul garajului. Că doar avem nevoie de o ușoară pantă, nu-i așa? Mai multe videouri separate despre cum se face un trotuar, un pavaj și de ce este acesta important, deja am postat mai multe pe acest canal. Vizionați, vă rog, acele videouri și extrapolați măsurile de acolo în cazul garajului dumneavoastră. Singurele diferențe sunt de adâncime, care o puteți lăsa așa la minus 30 și de acolo deja să începeți. Polistirenul puteți folosi de doar 3 cm sau 2, nu de 5 cm. Și grosimea betonului trotuarului, dacă veți, de exemplu, veți face din beton, poate să fie mai mică, de 8-10 cm. De asemenea, puteți folosi și armătura mai simplă, poate chiar doar plasa de buzău de 8 mm și cu ochiuri de 10. Însă dacă v-a rămas armătura de 12 de la construcția garajului, la fel o puteți folosi și pentru trotuar. 14. Drenajul apei. Depinde de solul și de terenul dumneavoastră, de condițiile fiecărui caz în parte, însă este de dorit să facem drenajul apei gândit și pentru garaj, deoarece acesta poate influența oarecum și direcția apei către fundația casei dumneavoastră, lucru nedorit. Sunt mai multe feluri de drenaj și French drain, drenaj ascuns și lângă fundație și la marginea trotuarului și cu tubulatură și pur și simplu cu o folie de polietilenă. Mă rog, sunt mai multe videouri despre drenaj pe acest canal. Inspirați-vă de acolo. 15. În final deja faceți toate finisările necesare. Puneți geamurile, ușile, lumina, apa, trageți-o dacă este necesar. Tincuiți, vopsiți, deja e treaba dumneavoastră. Ce alte reguli ar trebui să urmați, găsiți deja în video trecut. Și cam aceasta este tot pentru astăzi. Repet, informațiile din acest video sunt pur exemplificative. Și metoda care merge la o persoană poate să nu meargă la altă persoană. Însă sper că la general ați aflat ceva util. Dacă da, atunci un like, un share și dacă vă abonați, nu uitați de clopoțel. La revedere!